Este un moment oportun pentru investiția în e-sports în România, pentru că piața este în perioada de dezvoltare. Hai, cu curaj! Felicitări, băieții! Ca să facem o distinție clară între termeni gaming și e-sports, pentru că îi vom tot folosi. Aici am avut gaming. Ce fac cei 8 milioane de români care se joacă? Acolo am avut e-sports. Ce fac aproape toți cei 2,5 milioane de jucători entuziaști, care au echipamente profesionale, care merg în zona profesională a jocurilor video, a jocurilor pe calculator. Bucureștiul a fost declarat, conform unui studiu foarte titrat, cel mai bun oraș pentru gaming din Europa și pe locul 3 în lume. Lucrurile astea se întâmplă acum, industria globală este deja la un nivel foarte mare și noi venim să răspundem nevoii ăsteia. Acum răspundem prin construirea unui club care funcționează chiar ca un club sportiv de fotbal, dar îl aducem în lumea de gaming și îl facem de e-sports cu jucători profesioniști. Vrem ca echipa să devină competitivă, de asta avem nevoie de cei 250.000 de euro, pentru că dacă va fi în primele 2-3 echipe constant, atunci oamenii se vor uita la ea și pentru parteneri va căpăta sens să intre acolo, să fie foarte vizibil și să ajungă la acest public. Pe lângă asta, conținutul pe care noi îl livrăm către ei, materialele pe care le producem în parteneriatele noastre, trebuie să fie de calitate și pentru asta vrem să construim un gaming house care ne costă undeva în jur de 100.000 de euro și va fi o casă unde vom face asta constant și unde echipa se va antrena și va avea bootcamp-uri și vom construi și un studio de producție profesional și vom angaja cu acești bani o echipă de producție pe care să o avem permanent lângă noi.